Binecuvântăm numele Domnului, Cel care ni s-a descoperit, Cel care ne-a creat și care ne mântuiește, slăvit să fie în veci. Ne bucurăm pentru cei îmbrăcați în alb și vă dorim tuturora ca în ziua revenirii Domnului să vă puteți prezenta pe nori îmbrăcați în haine albe. Dacă vă interesează o astfel de lucrare, astăzi vă chemăm să vă împăcați cu Domnul. Dimineața se spunea că aici este o slujbă. Și Apostolul Pavel definește o astfel de lucrare în 2 Corinteni, capitolul 5, slujba împăcării. Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea sa și a vrut să-l aibă aproape. Fiind creați după chipul și asemănarea lui, putea să comunice și noi puteam să avem o legătură foarte directă și apropiată cu Dumnezeu. Dar s-a întâmplat o catastrofă acolo în grădina Edenului, că omul s-a aliat cu vrăjmașul lui Dumnezeu, cu diavolul, și drept urmare Dumnezeu i-a alungat din acea grădină a fericirii. Dar a făcut atunci o promisiune înainte de a-i scoate afară. Genesa, capitolul 3, versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine, a spus diavolului, și sămânța femeii. Adică Dumnezeu avea în plan ca acea prietenie ce s-a format între șarpe, Adam și Eva, să o rupă și prin Domnul Hristos să ne aducă din nou în părtășie și în prietenie cu Dumnezeu, rupându-ne de relația cu diavolul. Asta dacă vrem. Dacă nu, spune Scriptura, cuvintele Domnului Hristos, Matei capitolul 25, când final El va spune unora, veniți la mine. Cei ce se împacă cu Dumnezeu vor fi chemați să-și petreacă veșnicia împreună cu El. Cei ce nu vor, le va spune, duceți-vă, știți cu cine? Cu diavolul. Cred că vom fi destul de înțelepți și vom avea inima bună să ne aliem cu Dumnezeu și să ne separăm pentru veci de diavol. Amin? Amin. Haideți să privim în Sfântul Cuvânt și să observăm cum se poate face o astfel de lucrare. Am citit din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, despre predica apostolului Petru din ziua Cincizecimii și urmările acestei lucrări binecuvântate. Am putea spune că oamenii aceia i-au întrerupt predica sau, dacă vreți, la urmă, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. Și au zis lui Petru, care predicase și celorlalți apostoli și erau lângă el, fraților, ce să facem? Care erau cuvintele care i-au străpus la inimă? Din predica apostolului Petru reținem, citesc de la versetul 23. El a spus, cu referire la Domnul Hristos, voi l-ați răstignit și l-ați omorât. Și de asemenea le-a mai comunicat următoarele, versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Adică le-a spus ce greșeală capitală au făcut răstignindu-L pe Fiul lui Dumnezeu și că acel învățător pe care ei l-au dat la moarte, Dumnezeu l-a înviat și l-a făcut stăpân peste întreg universul și toate veșniciile. Asta i-a șocat. Pentru că nu însemna doar să condamne la moarte pe un oarecare om, ci pe însăși Dumnezeu Creatorul. Dar fapta era consumată. M-a zis, înapoi nu mai putem să întoarcem nimic. Ce-i de făcut acum? Poate vă gândiți că asta a fost vinovăția lor. Ei l-au condamnat la moarte. Dar spuneți-mi, vă rog, Domnul Hristos a fost condamnat la moarte fiindcă l-au arestat ei sau fiindcă El a venit să-și dea viața pentru noi? Și El a venit ca să moară numai pentru păcatele lor sau și pentru ale noastre? Iată ce citim din Evanghelia după Ioan. Mari preot și ceilalți, în mod deosebit Caiaf, a luat cuvântul și a zis, citesc din Ioan, capitolul 11, versetul 50, Oare nu vă gândiți că este mai în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot, în anul acela a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune, să împace într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Ei nu și-au dat seama, mai drept cei din vremea aceea, după cum a fost profețit. Vă citesc din Isaia, capitolul 53, de la versetul 5. Dar era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și cine din cei din vremea lui a crezut că el a fost șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului? Dragii mei, am o primă întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți păcătoși? Atunci dați-mi voie să vă spun direct, așa cum a predicat și Petru când a zis, voi l-a răstignit, că la fel de responsabil de moartea Domnului Hristos suntem și noi, ca și Caiafa și Pilat. Pentru că Domnul Hristos s-a gândit la noi, pe ei a căzut, să spun așa, sorțul judecării. Dar noi toți am fost cauza, motivul venirii Domnului Hristos în lumea aceasta, acceptării jertfei sale. De altfel, El nu și-a dat viața pentru că ei l-au arestat. Știți când și-a dat Domnul Hristos viața? În seara cinei. Și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Pe când a venit Iuda și ceilalți, cohortele ce l-au arestat, Domnul se dăduse pentru noi, slăvit să fie în veci. Și de fiecare dată când mâncăm și bem la masa tainică a cinei Domnului, de fapt noi ne amintim că a venit și pentru noi și noi am mâncat viața Lui, noi am băut sângele Lui, dar tocmai aceasta ne-a dat viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Dacă vă socotiți păcătoși, mai mult sau mai puțin, dintotdeauna au fost oameni mai vinovați și alții mai puțin vinovați. Este scris în Evanghelia după Luca, capitolul 7, că Domnul s-a dus în casa unui fariseu numit Simon și acolo a venit o femeie din localitatea aceea, o curvă. S-a așezat înapoi a picioarelor Domnului, probabil cum stăteau atunci la masă, așa rezemați într-un cot, și a început să plângă. Dar și-i curgeau lacrime că i-a inundat picioarele și văzând că e prea mult lichid, a început să șteargă cu părul capului ei, n-a avut altceva la îndemână. Și gazda, Simon, a început să se gândească, ăsta e proroc? Asta este o femeie imorală, cum o lasă să se apropie de el? Cultura evreiască distanța mai mult decât la noi bărbații de femei. Dar Domnul a știut că femeia aceea nu s-a apropiat de el cu vreun gând vinovat, ci dimpotrivă, în durerea ei, n-a reușit să stea la distanță. A vrut să se apropie, să ceară mila lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos i-a spus lui următoarea ilustrare. Un cămătar avea doi datornici, unul îi datora 500 de lei, iar celălalt 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Adică nici cei ce sunt mai mult păcătoși n-au cu ce plăti și n-au cum să scape de o sânda de judecata divină și nici cei ce au puține păcate n-au cum să se justifice înaintea lui Dumnezeu. Cum justifică un om o minciună? N-are cum să o justifice. Este o colaborare cu diavolul, el este tatăl minciunii. Cum poate să justifice un om un gând rău? N-are cum să-l justifice. Orice gând rău din mintea noastră este tot o colaborare cu diavolul. Și aici, în Fapte, capitolul 2, Petru le dă rețeta. Vă dau și dumneavoastră că încă de la farmacia divină se eliberează medicamente pentru așa ceva. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, răspuns la întrebarea ce să facem. Pocăiți-vă. și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos, atenție cu ce scop, spre iertarea păcatelor. Dat fiind faptul că noi suntem vinovați față de Dumnezeu, pentru că ne-am aliat cu diavolul, comițând păcate, mai puține sau mai multe, singura noastră șansă este pocăința. Poate nu vă cade bine acest cuvânt. Dar spuneți-mi, vă rog, de exemplu, bărbaților când vă greșește nevasta, sau hai, părinților când vă greșesc copiii. Nu așteptați, sau dacă e vorba de un coleg sau de un participant la trafic pe drum, nu-i normal ca cine a greșit să-și ceară iertare. Nu-i normal ca cel care-i de vină să-i pară rău. Nu-i normal ca cel ce a apucat într-o direcție greșită să se întoarcă și să apuce pe drumul cel bun. Asta este pocăința. De aproximativ 600 de ori în Vechiul Testament apare această expresie consacrată, întoarceți-vă. Pentru că păcatul înseamnă ca și termen a greși ținta. Nu toți oamenii și-au propus să păcătuiască, au greșit. Un nepoțel al nostru, 2 ani și ceva, a luat niște bani de la un băiat de-al meu și îl văd cu banii și soția le-a la rost. Tu ai furat! El cumva s-a speriat și la un moment dat se uită la noi și zice, din greșeală. Oare să fi fost o greșeală sau să fi fost un păcat? Dar vedeți, de mici avem tendința aceasta de a da eroare. Și în computerul nostru aici în minte a lăsat Dumnezeu un senzor să aprindă un beculeț roșu. Eroare. Conștiința ne sesizează că am păcătuit. Și de altfel când greșește alții în jurul nostru, e drept că noi sesizăm. N-a vorbit frumos. Trebuia să fie mai atent. Pentru că Dumnezeu ne-a dotat cu capacitatea de a ști ceea ce este bine și ceea ce este rău. Dar de asemenea, dragii mei, este la fel de natural și de normal ceea ce ne cere Dumnezeu să ne pocăim. Pentru că asta înseamnă a recunoaște că am greșit, a ne angaja să ne îndreptăm, a cere milă și bunăvoința lui Dumnezeu. Și despre Dumnezeu vă citesc asta în condiția unei angajări a noastră, Isaia, capitolul 55, versetul 7, să se lase cel rău de calea lui și omul nelejuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul. Între cuvântul pocăință și întoarcere la Domnul puteți spune echivalență. La Dumnezeul nostru care are milă de el și care nu obosește iertând, slăvit să fie în veci. Mi-a fost dat să tratez niște cazuri în care unul din cei doi parteneri, hai să nu spun care, greșise ceva mai grav. Și celălalt spunea, nu pot să trec peste asta. Nu pot să-l iert, nu pot să uit. Dumnezeu este mai bun decât noi. Noi nu doar că l-am jignit, noi am dat la moarte pe Fiul Său, dar El este gata să ne ierte. Oare pricepem noi bunătatea lui Dumnezeu? Este acel verset de aur al Bibliei, Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, pentru că asta era condamnarea din partea lui în dreptatea divină, ci să aibă viață veșnică. Spunem și noi ca femeia aceea din Sihar, Ioan capitolul 4, Doamne, dă-ne această apă a vieții veșnice, slăvit să fie, Doamne. Dar toate acestea numai în condiții de pocăință. În vremea Domnului Hristos, oamenii de la ei citire se împărțeau în 2 categorii. Una dintre aceste categorii a enunțat-o și pe a doua. Unii se credeau că sunt neprihăniți și îi considerau pe ceilalți păcătoși. Și știți cum spuneau ei? Ceilalți oameni. Nu există două categorii, numai una. Roman 3,23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu, adică Dumnezeu i-a alungat din prezența slavei a binecuvântatei sale străluciri. Și în Evanghelia după Luca, capitolul 15, ne este prezentat un caz a unui tată care a avut doi fii. Unul a fost mai destrăbălat, a pretins moștenire înainte de vreme, a luat totul și s-a dus și a cheltuit în imoralitate. La un moment dat, rămânând sărac, muritor de foame, s-a gândit: eu mor, la tata acasă se trăiește bine, mă întorc înapoi. Dar cum? Ce să-i spun? Îi spune Scriptura atât de frumos gândurile lui, Evanghelia după Luca, capitolul 15, citesc de la versetul 21, Tată, am păcătuit. Împotriva cerului și împotriva ta nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Adică pe drept noi n-am mai meritat să ne pună Dumnezeu în onoare, în favoarea divină. N-am mai meritat că am păcătuit. Dar tatăl a zis robilor săi: nu rob îl primesc, ci fiu. Și a întins masa și a fost o spăț de bucurie, că acel tată este un simbol al Tatălui nostru Ceresc, care vrea să ne ierte dacă ne pocăim. Numai aceste cuvinte a trebuit să le spună el și au fost din inimă. Și totul s-a rezolvat. Dar dacă ar fi venit înapoi să spună: tată, te rog să ții cont că îți seamăn. Tată, eu știu că ți-am cheltuit jumătate de avere, dar totuși tu mai ai, mai vreau totuși. Ar fi fost primit? Nu ne spune Biblia așa ceva. Doar atât a făcut și atât ni se cere și nouă. Să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem milă. Culmea însă a venit fratele său, care se credea bun. Aici am auzit că sunt unii veniți, cum obișnuim să spunem, de afară, adică din cei ce n-au frecventat biserica și din fetele care au fost aici și au cântat. Și astea sunt păcătoase. Păi dacă nu sunt păcătoase, n-ar rost să le botezăm. Că botez înseamnă îngropare și îngroparea e numai pentru morți și numai păcatul aduce moarte. Eu cred că ele n-au făcut păcate câte au făcut ăștia alți care au stat până spre 60 de ani, că la ei s-au adunat umblând prin lume, prin mocirlă, te murdărești mult. Dar dacă aș fi să le întreg public: aveți și dumneavoastră astea tinere greșele, astea care ați umblat la adunare? Nu vă le pun să le spun aici, s-au mărturisit la frați. Dragii mei, fratele însă mai mare nu a înțeles aceasta. Care și el vinovăția lui? Și că e un favor să participe și l-a chemat și pe el tata înăuntru la bucurie. Dar tocmai în momentul acela de supărare s-a deconspirat. Știți ce a zis? Eu slujesc ca un rob de atâția ani, eu am fost om de treabă, m-am ținut de casă, am muncit pentru familia mea, am fost serios, m-am dus la biserică. Și nu mi-ai dat nici măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Dar, dragii mei, înăuntru era tăiat un vițel, masa era mai copioasă. De ce a vrut el un iet cu alții? Pentru că avea și el în gândurile lui dorința de a mai chefui pe afară. Că sămânța, germenile de păcat îi pus în oricare dintre noi. Și această colaborare ascunsă cu diavolul, uneori necitită de alții, este înăuntru nostru, zice Pavel Roman 7, văd în mine o lege care mă trage înspre păcat, porunca îmi spune să nu faci și mie tocmai atunci îmi vine să fac. Și această colaborare interioară cu diavolul vreau să se rupă și să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, să ne dezicem de cel rău și să ne apropiem de bunul Dumnezeu cu pocăință, amin? Amin. Și după pocăință e normal, e simbolic să vină botezul. Botezul fără pocăință e un fel de jignire pentru Dumnezeu și auto-înșelare. Țineți bine minte ce vă spun. Au venit la Ioan Botezătorul niște oameni să fie botezați, dar ăștia nu se pocăiseră. El le predica pocăința, dar el îi cunoștea, el era mai mare decât un proroc. Și le-a zis: dar pe voi cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Adică să veniți să vă împăcați formal cu Dumnezeu, dar în fond voi să rămâneți aceiași. Zice, asta nu vă ajută și i-a catalogat în mod foarte dur, am spune noi. Știți cum le-a zis? Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Știți de unde e expresia aceasta? Ioan Botezătorul boteza la râul Iordan, acolo fiind o zonă caldă, izbucneau frecvent incendii și fiind pui de năpârci acolo și năpârci ca atare, când venea incendiu fugeau în apă, că doar nu se neacă. Și când se retrăgea din nou focul, pugeau înapoi, dar năpârci intrau în apă, năpârci ieșeau din apă. Și o să, dacă voi nu vă pocăiți, atunci cum vă băgăm în apă, așa vă scoatem, asta la ce ajută, nu? Nu ajută la nimic. Se spune că un om voia, s-a dus la o, undeva la o biserică să se boteze. Și printre altele a dorit el să se boteze în râul Iordan. Dar cei de acolo au observat că viața lui nu este schimbată. Dar el insista și până la urmă s-a dus, s-a botezat în râul Iordan. Știți că și acum se fac pelerinaje în Țara Sfântă. Numai că acel om, ca să-l facă să înțeleagă, în același timp neputând să-l oprească din dorința lui, a zis: auzi, când te botezi, să strecori undeva în buzunar puțin usturoi sau ori de iute. Tot de ce? Lasă că-ți spun după aia, ascunde-l acolo. Și după ce a venit, o să acum te rog să-l guști, să vezi, iute îi. Zici, iute. Dar nu i-a trecut calitatea aceasta după ce a trecut prin apă. Ia gustă usturoiul, vezi, tot așa? O zici, vezi, așa ești și tu. Ai trecut, dar tot iute și acru ești. Pentru că, dragii mei, dacă e pocăință înainte de botez, după botez ești altul, dar dacă nu-i pocăință înainte, să o așteptăm după aia. Arate să mila Domnului și după aia, dar normal e să fie înainte. Domnul să vă ajute să fiți pocăiți cu adevărat, adică să regretați tot trecutul și să vă angajați într-o viață nouă împreună cu Domnul, să vă rupeți de diavolul și să vă apropiați de bunul Dumnezeu. Amin? Vă citesc referitor la această împăcare din Efeseni, capitolul 2, spune Cartea Sfântă. Citesc de la versetul 14, căci El este pacea noastră, fiind vorba de Domnul Hristos, care din doi a făcut unul. Știți că evreii au certat și cu neamurile, am păcat și pe ăștia. A surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei. Versetul 16, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, și pe evreu, și pe român, și pe slovac, și așa mai departe. Căci prin El, prin Domnul Hristos, și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh, slăvit să fie Domnul. De astăzi, dragii mei, aveți intrare la Tatăl. Mare har! Spune Scriptura că și alții vor vrea să intre, dar se va încuia ușa într-o zi. Mulțumim Domnului Hristos că El este ușa noastră prin care am intrat. Și prin El avem drept. Și în mod simbolic sunteți scufundați în apă. Botezul, vă citesc din Roman, capitolul 6, este imaginea morții și respectiv a învierii prin ridicarea din această apă. Roman, capitolul 6, citesc de la versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Le spuneam celor ce au mai mulți ani că probabil au acumulat păcate. De azi încolo, când vă mai spune diavolul despre păcate sau vă mai aduce în minte, spuneți-i: diavole, tu nu știi cu cine vorbești. Tu vorbești cu unul care a murit, aia e treaba ta, vorbești singur. Eu sunt unul care am înviat. Așa ne spune Sfânta Scriptură, cele vechi s-au dus. Toată condamnarea care plana asupra noastră s-a anulat, am fost achitați. S-a realizat o substituire. Păcatele noastre au căzut asupra Domnului Hristos, s-a plătit pentru păcate, nu se poate plăti de două ori, s-a plătit totul și noi avem neprihănirea Domnului Hristos. El a fost făcut pentru noi neprihănire, răscumpărare, sfințire, slăvit să-i fie numele. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Doamne, ajută-ne! Și acum vreau să vă predic la cei care sunteți îmbrăcați în alb și să vă reamintesc la ceilalți. Și să vă spun și la ceilalți, de altfel, care încă n-ați ajuns la pocăință. Știți ce aveți de făcut dumneavoastră, cei ce sunteți îmbrăcați în alb de aici? Revin la predica lui Petru. A zis: vă pocăiți, vă botezați și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dar de ce este nevoie de darul Sfântului Duh pentru cei pocăiți? Pentru că, dragii mei, noi încă suntem în carne și oase. Și după ce te-ai obișnuit 60 de ani să înjuri, nu știu, pe românești, pe slovacești, îți vine iară după o vreme. Dar Duhul lui Dumnezeu îți poate da putere, schimbă mintea, schimbă gândurile, gesturile și devii un om nou. Spunea Apostolul Petru aici că și făgăduința aceasta este pentru voi și pentru toți, oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeul vostru. Care a fost făgăduința? Scrie aici în Fapte, capitolul 1, versetul 4. Să aștepte făgăduința Tatălui, veți fi botezați cu Duhul Sfânt și când va veni El veți primi o putere. Să trăiți o viață nouă, să vestiți pe Domnul. Doamne, lasă peste toți cei prezenți Duhul Tău. Când vine Duhul lui Dumnezeu peste un om, știți ce înseamnă asta? Preia comanda ființei noastre. Am fost luna aceasta în biserica din Bivolărie, județul Suceava, și se pune lângă mine unul din frații Mitri, cu un bătrân de 80 și ceva de ani. Spune, frate, ajung greu la adunare, dar îmi place să vin. Și dintr-o dată începe să-mi relateze cum a ajuns el prima dată la adunare și cum a fost mântuit. Zice, era în anul 1956. În vremea aceea, părinții noștri, ei erau tineri atunci, evident, începuseră să umble la pocăiți. Noi, 6 băietani, cum spun bucovinenii, am zis, băi, ce caută părinții noștri acolo, măi? Ne fac de ocară acum când noi suntem tineri. Și s-a întâmplat, cum știți, noaptea de înviere, merg oamenii, dar Dumnezeu peste toată familia aceea, Mitric a lăsat un somn așa adânc, nu s-au trezit nici părinți, nici copii până au fost soarele sus. Când s-au trezit, bă, am ratat petrecerea de la înviere, distracții cu ouă, cu știți, cu toate, cu vorbe, slujba numai de formă. Ce-i de făcut? Părinții au zis, noi mergem la adunare, măi copii. După ce au plecat părinții, cei 6 s-au înțeles, hai mergem și noi să-i potolim pe pocăiții ăștia, să nu-i mai întulbure pe a noștri. Și s-au pus toți 6 acolo pe o bancă, gata să acționeze sau să reacționeze. Dar a venit un frate blând și eu invitam mai în față, zice, ce-a făcut, ce n-a făcut, așa ne-au aranjat, de nu mai rămas 2 lângă o altă. Acum, fiind printre pocăiți ăștia, au început să se roage și să plângă. Și a venit o cercetare peste noi și ne-am dat seama că suntem păcătoși. Și am început să plângem bărbați, că toți sunt așa înalți în toată firea. Și pe la 10 fără 20 plângeam deja toți. În ziua aceea i-a chemat Domnul la pocăință pe toți 6. Și cu părinții 8 s-au pocăit într-o zi. Și la scurt timp după aceea s-au pus să se roage și să primească Duhul Sfânt. Și povestea fratele, când l-a botezat Domnul pe el cu Duhul Sfânt, 3 zile nu știa vorbi românești. Așa puterea a venit peste el și a mers la serviciu, lucra la CFR-ul. Și i-a spus șeful de tură, era un om foarte sever și el răspundea în alte limbi. S-o speriat, ce gândește asta de mine, Doamne, că am nebunit? Îl întreabă colegul de pe tură, ăsta răspundea numai în alte limbi. Dar culmea, ăștia se uitau la el frumos, tot i-or da sarcini de servici. Zile în șir, săptămâni și luni s-a rugat și au spus, Doamne, ce-or fi gândit ăștia de mine? Eu mă întrebam pe românește și eu îmi venea numai să vorbesc în alte limbi, slăvea pe Dumnezeu. Și într-o zi când se ruga, Domnul i-a zis, fii liniștit, n-ai văzut că ei au reacționat normal, eu pe ei i-am făcut să audă românește. A zis, de-aia nu m-a sesizat nimeni și nu i-a s-a părut nimic ne la loc. Dar frumusețea este nu doar că îi zbucnim și îl proslăvim pe Dumnezeu, cum scrie în Fapte 2, că spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, sau în Fapte 10 că lăudau pe Dumnezeu în alte limbi. Acest Duh al lui Dumnezeu ne dă putere să trăim frumos. Și pe românește, în loc să blastem, de acum binecuvintezi. Și în loc să mai spui bancuri în slovacă, de acum o să cânți cântările astea frumoase afișate aici sus. Și alte cuvinte ale lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, noi suntem carne păcătoasă, fără Duhul lui Dumnezeu nu ne putem duce pocăință. Să nu credeți că este cineva în stare puternic, pe puterile lui să facă ceva. Nu, puterea este a lui Dumnezeu. Ba mai mult, dragii mei, noi suntem oameni muritori. Duhul lui Dumnezeu a venit pe noi să ne transforme și într-o zi Duhul care este în noi ne va da și trupuri duhovnicești, ne va răpi la cer și vom fi împreună cu Domnul în prezența sa, slăvit să fie numele. Ce începe aici cu botezul cu Duhul Sfânt se termină cu proslăvirea de la revenirea Domnului Hristos și transformarea de la înviere, mărire Domnului. Să vină Duhul Domnului peste noi. Da, slăvit să fie în veci. Am întâlnit situații în care frați și surori aflați pe patul morții, slăbiți de bătrânețe, nu mai puteau nici să țină o lingură în mână. Când venea prezența Duhului Dumnezeu peste ei, săreau în picioare ca niște soldați la alarmă. Proroceau și când se termina prorocia, trebuia să țină cineva de ei să-l așeze încet în pat. Ca să vezi diferența dintre cei carne și prezența Duhului Dumnezeu peste un om. Despre Domnul Hristos este scris că era un om obișnuit. Nu era nimic atrăgător la el special, dar când în prezența divină, împreună cu Moise și Ilie, s-au umplut de slavă, străluceau ca soarele. Și dumneavoastră, dacă veți păstra curăția și veți lăsa Duhul Sfânt să lucreze în viața dumneavoastră, într-o zi veți străluci ca stelele și, zice Scriptura, în veac de veac, mărire Domnului. Vreau doar să vă mai dau un sfat, ca să vă puteți duce mântuirea până la capăt, pentru că acum este doar începutul. Și să știți că dacă v-ați împăcat cu Dumnezeu, v-ați făcut vrăjmași cu diavolul. Și de acum s-ar putea să vină împotriva dumneavoastră, dar nu vă temeți. Domnul va fi cu voi. Diavolul se va lupta, va încerca să vă recucerească. Pentru că la urmă orbe, asta e toată dezbaterea și toată lupta. Spune Iacov în epistola sa, capitolul 4, și dumneavoastră aveți de ales, cum m-a spus încă de la început, versetul 4, suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Ori ești prieten cu Dumnezeu și vrăjmaș cu diavolul și cu lumea care îi aparține, ori invers. Eu vă îndemn să fiți de partea lui Dumnezeu astăzi. Și-a întrebat cineva odată pe unul care nu putea să audă, așa am scris. De ce mergi la biserică? Că tu nu auzi și nu există aparatura necesară acolo ca să tu să fii înțeles. Și l-a răspuns așa în stilul în care putea, a zis, eu mă duc să știe toți cu cine am fost. Că și când va veni Domnul și ne va deschide ochii și urechi la toți și ne va da sănătate de plină, ne vom bucura să fim cu el, mărire Domnului. Ascultați-mi sfatul așadar ca să puteți duce pocăința până la sfârșit. Și cu multe alte cuvinte mărturisea îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Vedeți în ce stricăciune se zbate lumea? Am văzut aici tinerii cântând și eu trag nădejde că și copiii ăștia, fetele astea și fanfariștii ăștia sunt băieți cu minți. Iar dacă vreunul nu se pocăiască. Dar în jur, observați ce stricăciune este. Uitați-vă la familiști, ce se mai zicem, că s-au stricat și bătrânii ca în Sodoma, că și acolo ori veni bătrâni și tineri și-au dat busna la casa lui Lot. Da, dar Domnul pe-a lui a scos afară. Și Domnul vă îndeamnă, mântuiți-vă, adică salvați-vă din acest neam păcătos, ca să nu pieriți în nelejuirea și în osânda lor. Cei ce au primit provăduirea și au vrut să treacă de partea lui Dumnezeu, să declară război deschis diavolului, au fost botezați și în ziua aceea atunci s-au adăugat 3.000, astăzi s-au mai adăugat 11. Și zicem și noi, Carahel, la Domnul să mă adauge alții. Tot câte unul și mulți la rând. Și un ultim verset din ceea ce am citit, ei, și de asta și dumneavoastră, și noi, ei stăruiau. Știți ce înseamnă a stărui? Înseamnă să faci în mod repetat, să fii pasionat de asta. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Acestea sunt activitățile care ne ajută, dar mai mult care ne dau satisfacție, dragii mei. Și care într-o zi vor fi trăite la cote maxime în împărăția lui Dumnezeu. Vă doresc să vă dea Domnul lumină din învățătura sfântă. Apucați-vă și citiți Biblia, dragii mei. Lăsați știrile și poveștile. că de când cu internetul în mod deosebit, apoi nici dacă am trăit 1000 de ani nu terminăm să aflăm toate câte zic toți. Dar tare multe sunt din cele ce nu merită să-ți încarci mintea cu ele. Dacă merită ceva să auzi, să citești, să studiezi, asta este cuvântul lui Dumnezeu. Asta e mai importantă cartea asta decât o carte de istorie, de geografie, decât o carte de știință, decât orice altă carte. Asta e cartea care îți poate da viața veșnică. Studiază-o, că merită. Citește-o, dragul meu, și te vei convinge singur ce valoare este în această carte. Dacă vrea cineva să se mântuiască, să o citească, să se roage ca Dumnezeu să-i dea pricepere, să o înțeleagă. Ei mai stăruiau în legătura frățească. Vedeți că sunteți acum aici? Am văzut că și cu puțin efort să vă facă loc, până la urmă ați încăput toți, da? Păi să mai veniți și odată că încapeți. Că legătura frățească e sfântă, e dulce și plăcut să locuiască frații împreună. Dumneavoastră, ca părinți, vă place când îi chemați la masă pe copii, vreo doi trebuie să fie prin grădină sau să nu știți pe unde sunt? Păi nu vă place. Și la Dumnezeu îi place când ne servește să gustăm toți odată și să-L lăudăm și să-L cântăm pentru slava Domnului, mărit să fie în veci. Și poate veți spune că avem și alte probleme fizice, materiale, da, dar și de frângerea pâinii tot împreună ne ocupăm, că Domnul ne ajută pe toți, ne ajutăm și noi unii pe alții și scrie în Fapte 2 în continuare că și la masă erau cu bucurie, că e scris 1 Corinteni 10, tot ce faceți, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și ultimul punct pe ordinea de zi, rugăciunea. Vă place rugăciunea? Eu am altă întrebare. Îmi place să povestiți cu cineva care vi-i drag? Cu un prieten sau cu un băiat care urmează să vă căsătoriți, vă place? Cu un copil al dumneavoastră, vă place să vorbiți? Dar atunci, ce rugăciunea nu este discuția cu iubitul inimii noastre, cu Domnul Hristos, cu mirele nostru drag? Nu este a sta de vorbă cu Tata din cer. Și ce har că noi vorbim și Dumnezeu ne aude. Și ce binecuvântare că noi cerem și El ne dă și ne răspunde, slăvit să-i fie numele. Rugați-vă acasă, să ne rugăm împreună și să binecuvântăm pe Domnul. Și toate acestea până într-o zi, când Domnul va veni și ne va duce în slavă, mărit, binecuvântat și înălțat să fie numele Său în veci de veci. Amin. Predica a luat sfârșit. Acum așteptați să intrăm la botez, dar vă mai spun eu ce așteaptă Dumnezeu. Să vă botezați și ceilalți. Și să ne pocăim cu toții. Și să-i slujim că Dumnezeu vrea să ne salveze, a Lui să fie slava în veci. Amin.